Ne-am pierdut timpul cu comunicatul ăsta. Întrebarea mea este așa. Sigur că acum, după ce s-a întâmplat tragedia, sigur că încep și niște cetățeni să se miște, încep și ăștia de la autorității, așa este la autorități, să vezi, Doamne, uite, avem aici imagini în plasmă, dăm și mie de pe camera asta să se vadă că suntem post de știri și avem și noi imagini, deci se pot vedea și la noi, practic, cred că sunt imagini în direct acum, nu? Deci avem aceste imagini de la fața locului. Întrebarea, de bun simț, zic eu, este în felul următor. Întrebarea este, din arhivă sunt astea, ok. De ce poliția intervine întotdeauna de-abia când se întâmplă intervine? Mă rog, în felul acesta, de fapt, că a intervenit în sensul în care să nu se întâmplă mai rău. Dar de ce poliția, autoritățile în general, intervin sau își fac simțită prezența sau își mișcă fundul de-abia când se întâmplă o tragedie? Că mă gândesc, mulți dintre cetățenii ăștia din Bolintin, care, iată, își permit că s-au enervat să pună mâna pe bordură, să-i dea unuia în cap. Ei, în viața de zi cu zi, unde au ei vârâtă cartea de muncă? Ei din ce trăiesc? Ce activități desfășoară? Toate sunt 100% legale? Îmi este foarte greu să cred. De asta pare că polițiștii și, mă rog, nu numai polițiștii, zicem autoritățile, că s-a încetățenit această expresie, autoritățile, așa, generic vorbind, pare că ele sunt undeva în turnul lor de fildeș și doar așa la ocazii, când, iată, e un eveniment și cu o puternică dimensiune mediatică, da, cum e această tragedie, hai, stai puțin, coborâm și noi din turnul de fildeș și nu știu ce. Că tot aud, domne, interlop, nu știu ce, interlop e aia în viața de zi cu zi, din ce își câștigă ei banii? Nu cumva din tot felul de activități ilegale? Ce a făcut statul român ca să combată activitățile ilegale ale interlopilor? A făcut vreodată ceva? Sau pur și simplu intervine doar când, repet, se întâmplă o treabă atât de stridentă și cu un impact, să-i spunem, colectiv, da? Care are și o dimensiune mediatică. Ce face miliția? Ce fac procurorii? Ce fac magistrații? Ce fac ăștia? Mulți ăștia, așa zisele autorități. Zice, primul conflict, și avem aici și un istoric al conflictelor sângeroase din Bolintin Vale, primul conflict sângeros a avut loc în noaptea de 6 spre 7 aprilie 1991. Avem foarte multe astfel de evenimente în care, practic, să-i spunem, comunități de oameni s-au dușmănit și înfruntat în diferite momente, pe diferite motive. Ok, să trecem mai departe în emisiune. Avem...